Nu, 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 nu avem nimic deocamdată, dar... Bă, UEFA a notat în raport, nu avem acces la acest, ceea ce... Că nu am putea câștiga cu 3-0 în momentul ăsta? Nu, nu cred. Nu se poate. Dacă se întâmplă și asta, înseamnă că nu mai există regulament. Nu mai există... Și așa a fost încălcat regulamentul prin faptul că s-a prelungit la infinit o stare în care s-a văzut foarte clar ce s-a întâmplat. Am discutat și eu cu arbitru și ei erau surprinși, oameni tineri. Pentru că, în mod normal, dacă aveau mai multă personalitate, ei au ieșit după teren, așteptau și, până imediat încheiau jocul. Dar n-au avut, cum să spun, n-au avut curaj să iau o decizie și atunci au transmis-o de la unul la altul, de la șeful comisiei de arbitri, de la șeful, nu știu, de comisiei de organizare, de la toți erau acolo, sau cred unde erau, să ia o decizie în legătură cu asta. Noi eram dispuși să stăm și până a doua zi dimineață. Dar și așa am ajuns la 4 acasă. Credeți că bun. 3-0 ar fi o sancțiune suficientă sau... Nu știu, nu ține de mine asta. Eu vorbesc strict. Eu vorbesc strict regulamentar. O echipă care iese după teren trebuie să piardă cu 3-0. Dar dacă nu există o instanță superioară politică, cum a fost în 89, care a decis altfel. A decis să fie 3-0 pentru echipa care iese după teren. Care iarăși nu... Știți foarte bine la ce mă refer, așa că nu... Deci dacă există o astfel de instanță, cine poate să fie? Comisia Europeană, să spună, domnule, politic, nu e, asta nu putem să-i le dăm un câștig de cauze. Dar nu, acest lucru nu cred că se poate întâmpla. Și nici... Eu îi respect, bă, jucătorii, și de fapt și cu ei am dat mâna, Murichi a venit la mine, am vrut, dar comportamentul lor a fost lipsit, într-adevăr, de fair play. Deci, nu există jucători de neînlocuit. Există un grup de jucători care acest grup se pregătește pentru meciul respectiv și absolut toți trebuie să fie pregătiți pentru a juca. Sunt doi jucători importanți și știm foarte bine, dar sunt importanți atâta timp cât sunt pe teren. Nu sunt pe teren, pe urmă nu mai sunt alții, sunt importanți. Cei care intră pe teren sunt foarte importanți. Este un moment bun pentru a vedea și alții jucători... Am răspuns mai devreme. Vor fi schimbări. Altceva. Așteptam momentul ăsta să pot dă. Vă faceți calcule deja și pentru trageri la sorți din decembrie? Nu fac niciun fel de calcul. Avem un meci mâine și pe ăsta trebuie să-l jucăm și să-l câștigăm. Nea Mircea, a fost un moment la schimbarea lui Manda când senzația a fost că Denis a ocolit cumva banca tehnică, v-a ocolit. Denis e un tip care trăiește în... niciun fel. După, da, pe urmă când a plecat, sigur, cu niciun fel de problem. Denis trebuie să dea mai multă continuitate jocului și aici și la clubul, echipa lui de club. Face lucruri extraordinare. Părerea mea că el trebuie să schimbe puțin poziția în teren, pentru că jucând pe zonă laterală, este închis permanent de 3 jucători și îi vine foarte greu să-și pună în valoare calitățile. Atunci trebuie să iasă într-o zonă în care să aibă 360 de grade în jurul lui, nu 180 pe linie. Și nu mai vreau. Deci, am purtat o discuție cu el să vedem. Văd că și la Parma l-au folosit în ultimul meci în zona centrală. Messi a început în partea dreaptă, undeva acolo și era până când au început să-l închidă toți și Guardiola l-a trimis să joace în zona centrală ca vârf de atac și în care a avut toate spațiile posibile pentru a-și pune în valoare talentul. Deci sunt lucruri de organizare de joc.